Ploile abundente căzute în ultima perioadă au produs pagube însemnate în zona de munte a județului Buzău. Comuna Lopătari are în componență 11 sate, în care trăiesc peste 4.000 de locuitori. După precipitațiile din ultimele zile, apele râului Slănic s-au umflat și au rupt o bucată din drumul județean 203K. Peste 4.000 de oameni au rămas acum izolați. Eu sunt locuitor al comunei Lopătari din 1971. Sincer să vă spun, un potop la cantitatea de apă pe metru pătrat care a căzut în localitatea Lopătari, peste 100 de litri pe metru pătrat, eu așa ceva nu am văzut. Într-o oră a venit o ploaie de nemir. Drumul e închis, izolat. Da. O viitură mare după o ploaie grozavă care a distrus tot ce a venit în cale. Și mai nou, iar ce nu s-a întâmplat niciodată în comuna Lopătari, a distrus un drum județean care după noi era protejat, era bine construit. Această femeie trebuia să ajungă în această dimineață la serviciu. Pentru că drumul s-a rupt, mijloacele de transport în comun nu vor mai putea ajunge aici. Vreau să trimit la serviciu, că nu pot să ajung. Și șefa nu mă crede dacă credeți că va fi reparat curând? Aici? După părerea mea, nu cred. Poate. Practic ați rămas izolați aici. Da. În special oamenii de peste apă. Ei nu mai au nici punte, nici tuburile jos. Nu mai, e vârtiejul, Coștina, Malul Roșu, Brebu, Lopătare. Autoritățile locale încearcă acum să găsească o soluție provizorie. Vor să facă un drum de acces pentru autoturisme. Noi acum cătăm variante ocolitoare ca să ne ducem pe trafic ușor. Pe o rută ocolitoare și am adus utilajul nostru din dotare și venim și cu niște alte utilaje ca să îl facem până mâine dimineață să putem circula pe un drum ușor, pe un drum de circulație ușoară, pe provizor. La 2 km distanță, o altă bucată de drum este pe punctul de a se surpa pe o lungime de 30 de metri. Pentru că zona nu prezintă siguranță, polițiștii au decis să blocheze accesul tuturor vehiculelor.